La sfârșitul săptămânii trecute, Loga Dance School a participat la Cupa Oradea, concurs organizat la Sântandrei, la care au participat peste 200 de perechi din țară. Acesta a fost primul concurs pentru Loga Dance School în acest an în țară. Școala de dans a participat cu 15 perechi și a concurat la clasele Open, Open Basic, DE, Hobby, debutant spre competițional și fete solo. În total a obținut 14 medalii, din care 8 medalii de podium, 4 de aur, 2 medalii de argint, 2 medalii de bronz. 6 perechi au terminat pe locurile 4, 5, 6 și 7. Noua formulă pentru perechea Loga, Lorant, Szilagyi Eszter. Perechea a fost la a doua competiție, dar a fost prima în țară. Acum 3 săptămâni, perechea de la Loga Dance School a participat în Ungaria, unde a terminat tot pe locul 2, la fel ca la Oradea. Pregătirile continuă pentru Loga Dance School pentru Cupa Cetății, concurs care va fi organizat la Alba Iulia în acest weekend pe 24 martie.